Bună seara, dragii noștri! Bine v-am găsit la Flash Modern! Bună seara, bunii mei! Bună seara, draga mea Diana! Nu te mai întreb nimic! Nu! Mi-am pierdut orice speranță, dar asta e, o să mă duc la o patiserie. Speranța ar trebui să moară ultima! Da, dar moare și ea până la urmă, să știi. Ia cine, Speranța? Speranța, da, da. Că trăiești cu ea, trăiești cu ea, trăiești cu ea, dar într-o zi se duce și Speranța, așa cum eu mi-am luat orice speranță în a vedea un pandișpan, un ceva, o fricomigdală, un fursec. Dacă îmi zici etimologia cuvântului pandișpan, da. Mâine ți-aduc pandișpan. Păi e pandi și șpan. Șpanul era când făceam noi practică la strung și sărea șpanul în ochi. Da, mă rog, nu știu asta. Și pandi era un eloia. Pandi era supraveghetorul, șeful de echipă. Hai să vedem ce v-am pregătit pentru astăzi. Dana Rogoz și Adela Popescu s-au săturat de aglomerația orașului și acum își dau doctoratul în construcții. Își fac case de vis la țară. Se spune că dragostea durează doar 3 ani, dar în cazul unora nu a ținut nici măcar atât. Care au fost cele mai scurte căsnicii din showbizul românesc, vedeți în această seară. Channing Tatum și Zoe Kravitz au planuri mari. Vor să devină o familie, însă Lenny Kravitz are un cuvânt greu de spus. Ce părere are potențialul socru mare? Aflați în seara aceasta. S-au săturat de aglomerația orașului și au gânduri mari de mutat tocmai la țară. Cât mai departe de capitală e perfect. Au făcut proiecte, au făcut planuri, au cumpărat materiale și ia uite cum răsare șantierul. Adela Popescu și Dana Rogoz, prietene la Cataramă de ani buni, își dau acum doctoratul în case de vis. Una la Șușani, în satul natal, cealaltă tocmai la Viscri. Ah, ce bine sună! Da. Ce mai devin experte în ciment, cărămizi, decorative și, cel mai important, structuri de rezistență. Dacă trebuie o structură care solidă. Când unei doamne îi se pune ceva în minte, nimic nu mai oprește. Dana Rogoz și Adela Popescu sunt doamne cu inițiativă. Își stabilesc scopuri precise și doar să încerci să le oprești că n-ai să reușești. Mai mereu au vacanțe planificate. Nu se întorc bine că o caută pe următoarea. Au copii, sunt femei de carieră și ia uite acum că se fac și șefe de șantier. Dana Rogoz s-a îndrăgostit iremediabil de Viscri. Acest sat pitoresc, care prin prisma regelui Charles al III-lea a devenit cunoscut în întreaga lume, a cumpărat acolo o casă în care chiar vrea să locuiască, dar până în acel punct e cale tare lungă. Locuința e veche de când lumea și are nevoie de o renovare ca la carte. Suntem în plină renovare la Viscri, mai e încă foarte mult de lucru, dar ca să am o idee mai clară despre câte am făcut deja, e suficient să mă uit pe fotografiile noastre de când am achiziționat-o și până în prezent. S-a făcut expertă în ciment, în geamuri, uși și rame. Știe cum e treaba și cu lemnul și la parchet e as. Despre izolații nici nu merită pomenit, pentru că are cataloage întregi, alege tot ce-i mai bun. Cum e o casă cu tradiție, nici nu vrea să-i schimbe aspectul deloc, doar vrea să o readucă la viață. Exact așa s-a întâmplat și cu casa din București. Locuiește în centrul capitalei, într-o casă istorică pe care a recondiționat-o din temelie. Casa în care stăm noi este o casă făcută înainte de 1900. Am văzut-o și înainte de a o cumpăra noi cum arăta. Casa a trecut prin foarte multe modificări, cred că una esențială prin anii 60. Noi a trebuit să facem un studiu istoric, să luăm elemente care erau comune străzii și să integrăm casa în întreaga zonă, care e o zonă protejată din București. Și cu ajutorul arhitecților am adus-o cât mai aproape de forma ei originală, cea de pe la 1890, și iarăși a fost foarte lung procesul.
Nici Adela Popescu nu se lasă mai prejos. Are acasă 3 copii, iar viața pe care ea a trăit-o la sat a fost magie curată. Vrea să le ofere celor mici aceeași bucurie. La Șușani, în satul natal, cei mici sunt cu adevărat liberi. Cu 3 rădealurile cât e ziua de lungă, mănâncă sănătos, iar seara cad ca popicele de oboseală, semn că distracția a fost la cote maxime. De ce casă de vacanță la Șușan? Noi suntem deja foarte mulți și nu prea mai încăpem în casa părintească, pentru că avem 3 copii și ne dorim să-și petreacă măcar vacanțele la sat. Pentru că dacă făceam o casă în apropiere de București, într-un loc în care oamenii își fac case de vacanță, am fi mers într-un loc steril, impersonal poate, chiar dacă din punct de vedere al investiției ar fi fost o idee mai bună. Și ei vor să păstreze arhitectura locului și construiesc o veritabilă casă ca la țară. Deocamdată nu se gândesc să se relocheze, însă niciodată să nu spui niciodată. Liniștea și modalitățile de relaxare de acolo sunt tare tentante, așa că niciodată nu știi ce ți-aduce viața. Nu e ca și cum ne mutăm acum. O să fie un proces de lungă durată, adică nu vrem să ne ducem economiile toate acolo. Noi vrem, acum torn fundația, mai ridici pereții la roșu, mai ridici la gri și așa mai departe. Adela Popescu și Radu Vulcan mai au o casă cumpărată la mare, așa că în cazul lor opțiuni de relaxare există mereu. Cher este femeia fără vârstă, însă uneori te face să ridici o sprânceană. Specialiștii în modă au cam pus-o la zid după o recentă apariție. Despre ce este vorba? Aflați imediat la rubrica Așa da, așa nu. Se spune că dragostea durează doar 3 ani, dar în cazul unora nu a ținut nici măcar atât. Graba strică treaba, mai ales când vine vorba de iubire. Să fie cu gelozia sau plictiseala. Cert este că totul s-a isprăvit când de-abia începuse. Vedem acum un top al celor mai scurte căsnicii din showbiz. Nu-și mai amintesc că Liviu Vârciu a făcut pereche și încă la starea civilă cu Adelina Pestrițu. Au fost soț și soție, dar mariajul s-a terminat mai repede decât oricine s-ar fi așteptat. Liviu Vârciu și Adelina Pestrițu nu au rezistat decât un an împreună. Povestea lor de iubire s-a sfârșit cu reproșuri și vorbe acide. Și Bianca Drăgușanu și Victor Slav. Cei doi mai sunt legați acum doar de fiica lor, Sofia. Bianca și Victor au pus punct rapid căsniciei după doar 6 luni și-au băgat drăgușorul coada. De fapt, Bibi nu a putut rezista tentației. L-a înșerat pe Victor la Paris cu fostul iubit Adrian Cristea. Silvia și Andrei Ștefănescu, fostul solist de la trupa Alb Negru, n-au rezistat nici ei mai mult de 3 ani împreună. Asta până când Silvia l-a tradus pe Andrei cu un dansator kipeș dintr-un videoclip. Cher este femeia fără vârstă, asta fără dubiu. Exact, aparițiile ei au fost mereu controversate. Unele au rămas în istorie și sunt de-a dreptul emblematice. Vorbim despre curaj, nonconformism și ce mai mereu i-a plăcut să iasă în evidență. Acum a sărit ce-i drept de 70 de ani, dar cine stă să mai numere ani? Cum cine? Specialiști în modă care, uite, au zis că nu e bine. Păi ce mai poate să nu fie bine în cazul ei? Vedem chiar acum. Începe rubrica Așa da, așa ca ea nu. Bună seara, doamnelor și domnilor, din nou la Așa da, așa nu și din nou alături de mine un invitat special, Mitichi, președinte Ferry Fashion Week. Bună seara! Bună seara, bine te-am regăsit! Alb și negru o să fii așa și așa astăzi, presimt! O să fiu foarte al naibii. Am înțeles, dar nu ești al naibii când vine vorba de Ferry. Și chiar voiam să te întreb, că n-am mai apucat asta trecută, dar te întreb acum, designerii, din ce țări o să ajungă în România? Anul acesta, bună întrebarea, pentru că anul acesta vin în premieră din câteva țări de unde nu am mai avut în trecut, cum ar fi India, cum ar fi Egipt
și s-ar putea chiar din Emirate. Deci dacă vine Egipt, deja o să văd acolo mult auriu și o să-mi placă. Am văzut câteva din lucrări la nivelul de schiță și chiar arată de gală. Ca urmare, te las pe tine să ghicești unde vor fi prezentate. În seara de gală, evident. Și că tot vorbeam noi de internațional, m-am gândit să mergem la un eveniment internațional unde vedetele internaționale și-au dat întâlnire pe Coasta de Azur pentru cea de-a 30-a ediție a galei Amfar, un eveniment caritabil legendar care de-a lungul timpului a strâns peste 400 de milioane de dolari pentru cercetare și tratamentul HIV-SIDA. Covorul roșu s-a derulat pentru nume mari din film, modă, divertisment și artă, totul pentru o seară plină de magie, muzică și modă. Și pentru că vă vorbeam de muzică, o celebritate care are statutul de legendă este și talentata Cher. Cher, care a optat pentru un look clasic pe covorul roșu, purtând o roche neagră cu secțiuni transparente și o blană deasupra. Și-a accesorizat apariția cu un colier cu diamante, o pereche de mănuși, o pereche de platforme, dar și semnătura ei în materie de păr, stilul ondulat. Ce părere ai de apariția ei? Demnă de un așa da sau de un așa nu? Nu, mai saturam să aud și blană și platforme. Păi, de are de toate acolo, este Cher, înțelegi? Adică este Cher, ea teoretic poate să poarte aproape orice. Cerorma de la Cerorma, cu de toate. Dacă ne-ar fi stat bine cu blană, cred că ne-ar fi crescut. Cred că ar fi purtat blană. Nu sunt un fan al blănurilor la modul general, la blănuri naturale în niciun, în niciun caz. Și în feric am interzis prezentarea unor astfel de ținute. Știm și campania. Și dincolo de asta, e All Black, înțeleg nevoia de texturare, de varietate în textură, dar nu, așa nu. Nu. Adică partea de, cum spuneam, partea de blănuri, cred că sunt particulare. Cred că să porți o blană trebuie să da, știu, probabil cei de acasă să spună, păi e Cher, cum să nu poarte o blană? Uite că Cher poate să poarte o blană din punct de vedere, din punctul meu de vedere, urâtă și care nici măcar nu o evidențiază. Coafură, blană, platforme, totul mi se pare de așa nu. Așa nu. Îmi place Cher, dar nu. Da. Dacă blana nu ar fi fost chiar o haină de blană și ar fi fost poate un șal, ar fi funcționat puțin. Dar așa avem blană, avem mănuși, avem platforme, avem colier, sigur. Colier spectaculos. Avem un piercing, avem multe chestiuni acolo care cumva, sigur, luate separat arată foarte bine fiecare, doar că împreună cumva încarcă ținuta și mi se pare că blana încarcă cel mai mult în cazul de față. Dacă, repet, ar fi fost un șal sau un fular mai lung, ar fi mai funcționat acolo, pentru că am fi avut așa cumva un echilibru, dar mi se pare că este foarte multă activitate în partea de sus și jos e nimic. Și am impresia că la un moment dat Cher stă să cadă, că sunt prea multe în partea de sus. Așadar, cu părere de rău, e adevărat, și din partea mea o să primească un așa nu. O celebritate care s-a făcut remarcată, dar în același timp a avut nevoie de mult spațiu pe covorul roșu, a fost și supermodelul Heidi Klum, care a purtat o rochie cu volane mari din tiul roz, rochie creată de un designer ucrainean. O apariție dramatică pe care a accesorizat-o cu o pereche de cercei argintii și pentru care primește așa da sau așa nu. Heidi Klum e una dintre cele mai bune apariții pe care le văd de obicei pe covorul roșu și nu doar la Halloween. Știm poate că să fie roșu, verde, galben, albastru, iar arată foarte bine. Impresionează fiecare apariție. Adică chiar și rochia aceasta, dacă ar trebui să fiu rău, ceea ce nu sunt, știm foarte bine, aș spune că e o ghirlandă minunată în jurul ei. Însă, mai avem până la Crăciun. Nu mă duc în direcția aceea pentru că îmi place foarte mult. Îmi plac volumetrii și asimetriile și aici avem din ambele. Poate dacă o altă vedetă ar fi purtat aceeași rochie, cred că exista o sensibilitate în... Cher n-ar fi putut-o purta. Cher nu ar fi putut-o purta. Uite, s-ar fi putut să-i se potrivească mai bine decât ce a purtat. Dar mi se pare absolut superbă. Heidi și arată impresionant și rochia... Da, e un masterpiece. Și la fel, ajută background-ul. Da? Fundalul e ceva ce... Așa da. Da, e așa da. Nu pentru că eu m-aș fi asortat cu cravata și cu... Nu, deși din partea mea primește un așa da, dar într-adevăr... Ce ai văzut? Păi uite aici, cravata mea, deci puteam să merg la brațul ei, cum s-ar zice.
că eram, eram senzația dacă mergeam. Dacă erai senzație, era ea la plasul tău. Sau, ori important e să fim împreună acolo, asta e tot ce contează. Dar lăsând gluma la o parte, arată spectaculos, este luminoasă, machiajul ajută foarte mult, părul pe spate, se văd cercei, volumetriile acolo, sigur, funcționează în cazul ei, dar în cazul ei funcționează și un sac, pentru că este o superbitate. Știe să pozeze, știe cum să poarte ținuta încât s-o scoată în evidență, un mare, mare așadar. În schimb, campioana dramei pe covorul roșu a fost Coco Rocea, care a strălucit la propriu în momentul în care și-a făcut apariția. Ea a purtat o rochie aurie cu paiete și transparențe, cu o pelerină din pene pe care a alternat-o cât pe cap, cât pe umeri. Cu siguranță a fost un look teatral și estetic, dar sunt curios dacă este potrivit pentru așadar sau așa, nu? Cu Coco Rocea am fost colegi de scenă pe un panel la Forumul Internațional al Modei de la New York. Așa. Și deci mă aștept să o invit la feric. Avea o apariție extraordinară și acolo. La fel cum e și cea de aici. E absolut superbă. Doar că la fel, gândindu-ne la eveniment, cred că mergeam mult mai bine într-o temă de la Met Gala și ar fi fost de super succes. Oricum, apariția este impresionantă, lucrătura acelor aripi care o învăluie, trenă care lipsește din ținuta precedentă. Mi se pare o apariție iconică, da? Emblematică și care poate să denuiască în timp ca reper și inspirațional pentru designerii tineri și pentru alte ținute care se aleg pentru un covor roșu. Evenimentul fiind caritabil, poate e un pic eclipsează evenimentul în sine, da. Dar apariția e impresionantă, foarte frumos. Așa da. Și din partea mea este regina covorului roșu. Nu cred că am văzut o apariție a ei care să nu fie wow, spectaculoasă, gândită, teatrală, se duce foarte mult în zona de dramatism, dar funcționează în cazul ei, pe lângă faptul că știe cum să pozeze. Chiar dacă are uneori ținute pe care nu le înțelegem, acele ținute știe cum să stea. Spunea că e regina covorului roșu, cred că e și regina studioului. Da, cu siguranță. Știe cum să stea la poze. Aici penele deja sunt pe umeri, dar în același timp, fie că sunt pe cap, fie că sunt pe umeri, arată spectaculos. Nu mai pun în calcul că este cu auriu și atunci clar că am o afinitate mai mare, dar chiar arată foarte bine. Așa, da, primește și din partea mea și uite că am mai gândit cu succes o ediție. Mulțumesc mult de tot. Am terminat deja? Am terminat, dar să știi că aștept să o inviți la feric pe Coco. Să știi că și pe designul indian. Perfect, deci e o promisiune. Invitațiile sunt lansate. Perfect, mersi mult. Așteptăm confirmările. Doamnelor și domnilor, atât din platoul așa da, așa nu? Să aveți o seară spectaculoasă. Channing Tatum și Zoe Kravitz formează un cuplu tare frumos care are planuri mari ca să-și unească destinele. Ce părere are tatăl ei, Lenny Kravitz, aflați imediat după publicitate. Rămâneți cu noi că aveți ce vedea. Este iubire mare în showbizul internațional. Da, frumușelul Channing Tatum se iubește, nebunește cu nimeni alta decât frumușica Zoe Kravitz, fiica celebrului artist frumușel, rău, Lenny Kravitz. Da. Trebuia să zic. Ba chiar au și planuri mari de nuntă, însă le lipsește un singur lucru. Binecuvântarea tatălui. E, a venit și ea, binecuvântarea. Așa. Iar Lenny vorbește în cuvinte foarte frumoase despre ei, ca și cuplu, dar și despre viitor. Ce să zică, bă, săracu? Păi aia. Zoe Kravitz și Channing Tatum sunt împreună deja de peste 2 ani într-o poveste de dragoste care începe cu Tatum ca muză. Zoe Kravitz și starul Magic Mike s-au întâlnit pentru prima dată în 2017. Au lucrat împreună la un film, iar apropierea a fost cam inevitabilă. Când faci lucruri cu oameni, este un spațiu foarte sacru, iar când ești compatibil cu cineva din punct de vedere creativ, deseori deschide alte canale, pentru că îți cam împărtășești totul. Sunt foarte recunoscătoare că acest film l-a adus în viața mea așa. Le-a luat ceva totuși. Oficial sunt împreună din anul 2021. Sunt fotografiați peste tot și mereu împreună. Logodna a venit ca un pas firesc și acum cei doi sunt pregătiți să facă și pasul cel mare. Vor să se căsătorească, iar un cuvânt greu de spus l-a avut și tatălui Zoe, Lenny Kravitz. It feels very timely. It feels right.
they have something very special that's naturally special, but also they do the work. Because any relationship takes doing the work, as you know. So they are dedicated, and that's what it's all about. Se uită la fica lui și știe că e fericită. A avut un exemplu puternic în familie despre dovada iubirii eterne și desăvârșite. Bunica lui Leni a fost cea care l-a învățat multe și a explicat inclusiv cum trebuie tratată dragostea și devotamentul față de partenerul de cuplu. I remember hearing something from my grandmother at a very young age. She said, it's not just that I'm in love with your grandfather. I'm dedicated to your grandfather. Because sometimes you don't feel that love, right? So then what do? You know, it has to be something beyond that love. And that is dedication. And so that is something that I see that they have. And it's beautiful to watch. I like him very much. It's wonderful to welcome him to the family. Deocamdată nu se știe o dată anunții sau dacă planurile sunt avansate, însă toată lumea, inclusiv ei, susțin că sunt pe drumul cel bun. Păi când este vorba despre Channing Tatum, ginerele tău, cum poți să zici altceva de el decât de bine? Că n-ai. Hai, mă, că poți să găsești, mă, ca părinte poți să găsești întotdeauna, să ți se pară că nu există, nu s-a născut perechea potrivită pentru asta nu iubire, tău. Asta este egoism. Dacă al tău așa. Copil este fericit acolo, da? Înseamnă că e fericit, nu-i vezi tu fericirea. Păi ce-mi place e că tu ai parenting-ul ăsta nou, știi? Dar nu e parenting nou. Nu e pe nou, parenting e pe vechi. Nou. Nu e parenting nou. Nu, este pur și simplu vorba despre o emoție, despre sentimente. Da. Mie mi se pare că sentimentele sunt la fel dintotdeauna. Deci ce trebuie să fie parenting nou sau vechi? Păi dacă înainte bă, părinții trebuia să fie de acord, venea omul. Păi era o stupizenie. Îi cerea eram, mâna. Nu eram evoluați. Și ăștia eu dădeau sau nu eu dădeau, știi? Dacă am vreau de dat. Tu parcă ai prins vremurile în care cereai mâna, nu? Da, am prins. Te duceai cu plocon, cu tot ce trebuie, cu alai frumos. Cum se facea, da. Vezi, și vârsta are frumusețile ei. Are. Să zic. Are. Să nu mai fi trist acum. De ce? Că ai înaintat în experiența vieții. Că nu, e? Ai gândit-o altfel acum să așa? Să oprim aici. Să oprim timpul în loc. Da, da, exact. Opriți timpul. Clipa asta minunată. Mă rog, gata, e ok. Ne întâlnim și mâine. Ne vedem mâine. Hai, că e timpul să mergem. Unde e doctorul? Program disponibil pe primaplay.ro.